Aici la Lada miroase? Da. Deci el rămâne blocat. Face un marcaj pasiv. Iar din cauza că intră în transă, uită să se așeze. Unde-i, tata? Unde-i? Unde-i? Bravo, Paco! Ia de front și eu mirosit ce-a fost în ele. Mortiere sunt. Îți doare, n-au nimic în momentul ăsta. Deci n-ar avea voie să trec cu așa ceva. Ar fi infracțiune. Dacă ar intra cu armament. Cu armament, cu lăzile goale, lemnul... A, deci a, a rămas acum mirosul. Ce a atras atenția cățelului? Deci cățelul i-a atras atenția urmele de muniție, de explozibil care au fost. Deci aici a fost o ladă în care s-au depozitat mortiere. Corect. Exact. Și urma a rămas impregnată în cutie și câinele a simțit și practic face un marcaj pasiv. Noi venim, avem o asociație, 99 for the One Ministry, zice română-americană. De când a început războiul, mergem pe linia de front, ajutăm familiile rămase în urmă. Am venit din zona Donetsk, nu pot să vă zic exact locurile în care am fost, dar regiunea Donetsk și Harkov. Și ca și cadou de mulțumire de la armata ucraineană, am primit niște cutii folosite care ați văzut în video. Nu transportăm nimica decât ajutoare umanitare. Astea sunt mici amintiri cu care rămânem după. Da, am fost deja de vreo 20 de ori de când a început războiul și câteodată mai ai un suvenir micuț. Atât.